Discutăm cu Dan Barna, președintele USR. Bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Haideți să vorbim un pic de alegerile de la finalul săptămânii. Ce scor preconizează USR că va lua și care e miza acestor alegeri? Până la scor, vreau să vorbim despre miză. Alianța 2020 este în momentul de față ceea ce se numește alternativa credibilă din aceste alegeri. Și miza e foarte simplă. Vrem ca România să rămână o țară pe europeană, o țară care este a șasea sau a șaptea, vedem ce se întâmplă cu Brexit-ul, țară din Uniunea Europeană, sau vrem ca România să devină ușor-ușor o țară de margine de Europa, o țară unde se schimbă cai la căruță, o țară unde nimic nu contează și care e doar un pod spre ceea ce înseamnă Estul și varianta Vladimir Putin și Rusia. Și din această perspectivă, alegerile acestea din 26 mai sunt despre acest lucru, despre a trimite oameni competenți la Bruxelles, și o să revin aici, dar în egală măsură, dacă vorbim de referendumul pe justiție, unde încurajez pe cei care ne privesc să meargă și să pună doi de da hotărâți la cele două întrebări, fără niciun dubiu, sunt niște alegeri care transmit un mesaj foarte clar. După 3 ani de abuzuri, de umilințe, de cetățeni gazați de către statul care ar fi trebuit să-i apere și să-i reprezinte, după 3 ani de Nicolicea și Iordache, în sfârșit, cetățenii români au ocazia și avem ocazia să mergem să ne exprimăm acolo unde contează. După proteste, după like-uri pe Facebook, după revolte și nemulțumire, și am întâlnit foarte mult în stradă în aceste luni, în sfârșit putem, votând pe 26 mai, să transmitem un mesaj acestei majorități că lucrurile nu mai pot continua așa. Am fost zilele trecute, în ultimele 3 luni, de fapt aproape, și în ultimele săptămâni cu atât mai mult, în campanie, și vin chiar ieri, am fost în Bacău, Focșani și Buzău. Eram cumva pradă acelui tipar că Moltenia și Moldova sunt zone roșii, sunt zone unde PSD domine și unde cetățenii sunt toți mari fani ai PSD. În centrul Bacăului, în Focșani și în Buzău, am avut sentimentul că sunt în Sibiu sau în Cluj sau în Brașov. Adică foarte mulți oameni, marea majoritate a oamenilor, veneau spre noi și spuneau: trebuie să terminăm cu ce se întâmplă acum, trebuie să schimbăm lucrurile, vom merge să votăm. Eu pur și simplu încurajam să meargă să voteze și oamenii veneau spre mine și spre colegii mei și ne spuneau exact asta. Trebuie să votăm, așa nu mai putem continua. Este un sentiment în societate de așa nu mai putem continua, care nu poate, pe care nu putem să ne observăm. Și din această perspectivă, miza este o România europeană sau o Românie de margine de Europa care se duce spre Rusia. Asta e miza alegerilor. Noi suntem optimiști. Alianța USR Plus, sperăm, avem în vedere un rezultat în jurul lui 20%. Acesta este cumva un obiectiv, dar dincolo de rezultat, miza este ca cetățenii să iasă și să voteze. Pentru că acum nu mai este doar despre a trimite oameni competenți la Bruxelles. De când România este membra Uniunii Europene, din 2007 până în prezent, reprezentanții la Bruxelles ne-au făcut fie de râs, fie de minune, fie de jenă. Adică fie au fost probleme penale, domnul Severin, fie probleme de rușine, doamna Grappini și alți europarlamentari, fie shopping banal, fie sinecuri. Calitatea de europarlamentar a fost până acum transformată de cei din vechea clasă politică în sinecură sau în cimitire ale elefanților. Fie scăpau de politicieni uzați moral, de care se plictisiseră și trimiteau la Bruxelles pe un salariu bun, fie își trimiteau acolo soții, fiice, sunt nenumărate exemple, de oameni, de persoane trimise acolo de către părinților doar să încaseze bani și să nu ne reprezinte niciun fel. De data aceasta, dacă ne uităm pe lista Alianței USR Plus, aici sunt colegii mei, sunt oameni toți cu studii consistente, cu cariere consistente de 25 de ani, de 15 ani, care vorbesc 3, 4, 5 limbi străine, oameni care sunt convins că ne vor face, cred că pentru prima dată, să fim și mândri de felul în care sunt reprezentați. Spuneți-le oamenilor 3 motive pentru care ar trebui să voteze Alianța USR Plus la alegerile de duminică. Este destul de simplu. În primul rând, USR și acum Alianța USR Plus, am fost singurii care în acești 3 ani am luptat constant și consecvent cu ceea ce a însemnat încercarea lui Liviu Dragnea și a PSD de a confisca România. Am contestat la Curtea Constituțională
toate legile abuzive din domeniul justiției și toate încercările acestea de confiscare a statului. Am protestat la Ordonanța 13, am dus mesajele oamenilor din stradă în Parlamentul României, am făcut grevă în Parlamentul României, ducând din nou aceste mesaje ale cetățenilor. Am fost gazați pe 10 august alături de cetățeni. Eu personal am luat 5 geturi de gaz în acea zi rușinoasă pentru ceea ce înseamnă democrația în România. Și am făcut inițiativa fără penali, tocmai pentru a duce mesajul acesta de minim bun simț și moralitate, pentru a-l transforma legislație, pentru că vedem, am ajuns în situația în care să pară că a fi cinstit e genul de calitate, gen ști să lucrezi la calculator sau mai cunoști o limbă străină și știți, ești cinstit. În momentul în care noi le spunem asta tinerilor, nu avem nicio șansă. Că e ok să furi și să conduci România, îi alungăm din țară. Deci, suntem cei care au fost la propriu și consistent și consecvent apărătorii democrației și a statului în România și au luptat cu PSD-ul în acești 3 ani. Știm ce vom face la Bruxelles. Avem un program foarte clar. Vorbim de un mecanism MCV european, tocmai pentru ca România să nu mai fie izolată împreună cu Bulgaria pe acest mecanism de justiție, pentru că noi chiar considerăm că statul de drept, democrația și valorile sunt elemente care trebuie să fie respectate orizontal în toată Uniunea Europeană, pentru că dacă ar fi existat un astfel de mecanism, foarte probabil situațiile din Ungaria sau din Polonia nu s-ar fi radicalizat atât de mult. De asemenea, avem în vedere un Erasmus pentru liceeni, tocmai pentru a deschide mai mult universul tinerilor asupra oportunităților pe care le prezintă Uniunea Europeană. Deci, de asemenea, avem în vedere fonduri mai multe pentru ceea ce înseamnă infrastructura de sănătate, infrastructura rutieră, de asemenea, necesară în România. Deci, practic, acestea sunt motive pentru care, de asemenea, Alianța USR Plus propune o alternativă. Și al treilea motiv, deci am făcut opoziție, am fost consistenți, știm ce avem de făcut la Bruxelles, iar oamenii pe care îi trimitem acolo sunt oameni care ne vor reprezenta fără îndoială cu mândrie și competență și vor face ca vocea României să fie auzită. Pentru că până de curând, până în prezent, de fapt, România n-a fost reprezentată în majoritatea instituțiilor europene. Faptul că am trimis acolo oameni care au, cu puține excepții și remarcabile, dar puține, oameni care au fost doar marionete la masă și nu au fost capabili să reprezintă un punct de vedere sau să susțină un punct de vedere, ne-a dus în situația ca vocea României să fie percepută ca una marginală. Că ați menționat de inițiativa fără penal în funcții publice, ce se întâmplă acum cu ea? Care e parcursul ei? În momentul de față, și suntem foarte, foarte mulțumiți de parcursul acesta, ea e la capătul unui efort consistent de un an și jumătate pe care USR l-a avut în această perioadă. Au fost cele peste 1 milion de semnături strânse de la cetățeni, ceea ce e un mesaj foarte puternic. A fost lupta cu primarii, mulți primari și nu doar de la PSD, care au încercat să blocheze această inițiativă și să blocheze validarea semnăturilor așa cum cere legea. Am depășit și acea etapă, a fost permanent o luptă. După aia a fost mitocănia pe care a încercat-o Liviu Dragnea în Camera Deputaților, încercând să rătăcească 300.000 de semnături. Știți că a fost scandalul acela, că le-au numărat ei pe sărite niște dosare care nu, unde erau niște diferențe inventate de dânsii. Am trecut și de acel pas, am ajuns la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională a validat inițiativa și a confirmat valabilitatea în mult de semnături, peste 800.000 de semnături validate de către primari. În momentul de față, ea s-a întors în Parlament și suntem în etapa în care în următoarea sesiune parlamentară vom pune presiune pe majoritate să fie pusă la vot și să fie organizat referendumul. Pentru că, și asta e important, spre deosebire de referendumul consultativ, acela cu 300 de parlamentari, de exemplu, despre care oamenii ne întreabă în stradă foarte mult, această inițiativă, în momentul în care va ajunge la referendum, după validarea referendumului, se modifică automat Constituția. Articolul acela, care spune foarte simplu că cei care au condamnări penale definitive pentru fapte săvârșite cu intenție, persoanele respective nu mai pot candida pentru consilieri, primari, senator, deputat, parlamentar în sens larg sau președinte. Practic, facem curățenie în clasa politică, măcar din această componentă a condamnării penale, a stigmei pe care un judecător o pune pe un infractor.
și acest articol devine automat partea Constituției după validarea prin referendum. Deci nu este o procedură consultativă, cum este și referendumul de acum, asta cel de pe 26 mai. Asta care e diferența? Cum facem diferența între ele? Pe 26 mai este același tip de referendum cum a fost și cel cu 300 de parlamentari. Deci nu va putea fi aplicat. Va fi consultativ, va putea fi aplicat și va fi aplicat de altfel de Alianța USR Plus în momentul în care vom veni la guvernare și vom introduce în legislație acele prevederi. Practic, va trebui făcut al referendum. Nu va trebui al referendum, doar că trebuie inițiativă parlamentar, adică Parlamentul trebuie să facă o lege. Pe când în cazul inițiativei fără penali, Parlamentul doar se exprimă prin da sau nu asupra ei și în momentul în care trece referendumul, ea automat intră în Constituție. Deci acela este o inițiativă a cetățenilor față de un referendum consultativ, cum e și cel de pe 26 și cum a fost cel cu 300 de parlamentari. Deci de asta este foarte puternică inițiativa și este de fapt punctul 0, punctul 1, capul de listă practic al programului de guvernare al ceea ce propune Alianța USR Plus României în momentul în care vom veni la guvernare după 2020 sau chiar mai repede, această idee de a pune fără penal în legislație pentru a clarifica o criză morală în care 30 de ani de clasă politică responsabilă ne-a împins. Care e importanța referendumului de acum? De ce ar trebui lumea să meargă să voteze la referendumul de duminică? Pentru că noi de fapt dăm un mesaj prin rezultatul pe care îl vom obține, și eu sunt convins că referendum va trece și va avea un rezultat pozitiv, dăm un mesaj despre ce tip de țară vor cetățenii români să fie România. Pentru că, și mă întorc cumva la ce am spus anterior, dacă noi acceptăm că niște persoane condamnate penal, ajunse în funcție de conducere în statul român, pot să transmită acest mesaj că e în regulă să fii infractor și să conduci țara, și mă refer nu doar la domnul Dragnea, mă refer și la consilierul economic al primului ministru, la domnul Vâlcov, care este condamnat pentru, în prima instanță, pentru furt de bani publici și îl face bugetul României. E ca și cum, nu știu cum ce exemplu să dau, ca și cum pui un hoț pasnic la trezorerie. În situația aceasta suntem. Și cât timp noi dăm un astfel de mesaj, tinerii români fie acceptă varianta că soluția este să furi și atunci ne distrugem tânăra generație, fie pleacă din țară și atunci o pierdem. Or, importanța acestui referendum vine exact din această perspectivă. Fie spunem foarte clar, corupția este o plagă, o molimă a societății și dacă nu înțelegem că dacă ne oprim din furat banii publici, nu avem nicio șansă de dezvoltare, fie acceptăm scenariul lui Liviu Dragnea și devenim o țară care practic nu contează în Europa. Și asta este un element foarte important și de asta sunt convins și încurajez pe cei care ne privesc să meargă la referendum, să voteze da, clar, fără niciun dubiu, la cele două întrebări, pentru că este un prim pas spre ceea ce își propune, de fapt, în sens larg, inițiativa fără penal în funcții publice. Pentru că USR de asta a susținut această inițiativă, pentru că România are nevoie de un cadru moral pe care să construim mai departe viitorul. În momentul de față ne alungăm tinerii din țară și ne otrăvim tânăra generație cu mesaje care descurajează munca, competența și seriozitatea. Liviu Dragnea continuă acel discurs antioccidental împotriva multinaționalilor. Săptămâna trecută cred că spunea, acuza că în România se vinde pește otrăvit. Care e poziția dumneavoastră pe subiectul așa numitului dublu standard, cum îi spune lui? Cum ar trebui abordată problema? În 8 mai, în marginea summitului de la Sibiu, un moment istoric pentru România, Alianța USR Plus a și lansat un manifest pentru Europa, în care vorbeam de o singură Europa de la nord la sud și de la est la vest. În obiectivele Alianței, care de asemenea sunt disponibile pe site-ul pe usrplus.ro, sunt aceste obiective, vorbim foarte clar de standarde comune corecte și corespunzătoare unei piețe comune, așa cum este reglementată Uniunea Europeană. Faptul că au existat și posibil să mai existe companii care folosesc diverse calități ale produselor distribuite pe diverse piețe Uniunea Europeană este un lucru la care ne opunem cu vehemență, este un lucru care va fi combătut de către europarlamentarii noștri pentru că au și vocea și competența să facă acest lucru, degeaba constați elemente, dar ceea ce face domnul Dragnea, să fim foarte clari, ceea ce face domnul Dragnea spunând că Uniunea Europeană ne otrăvește, ne dă roșii stricate, otrăvite, pești otrăviți și alte prostii de genul acesta, este o consecvență a domniei sale pentru ceea ce înseamnă guvernarea prin frică și teroare.
această disperare de a găsi mereu un dușman, această disperare de a îngrozi mereu oamenii cu un pericol care îi amenință, care îi urmărește, este cea mai clară dovadă a incompetenței și a lipsei de soluții, de fapt, pe care PSD-ul are în ceea ce privește România. Pentru că și de asta, de fapt, sau și de asta, inclusiv în Moldova, vă spuneam zilele trecute, am fost în Bacău, Focșani și Buzău, oamenii simt că așa nu se mai poate, oamenii simt că suntem într-o secvență în care vorbim doar despre furt și hoție, pentru că ei știu că foarte mult bine le vine fix din Uniunea Europeană. Fiecare familie, din Moldova mai ales, are un membru sau un cunoscut sau un apropiat care lucrează în Europa, care lucrează în Uniunea Europeană. Fiecare familie are sprijin direct din ceea ce înseamnă oportunitatea faptului că România e membră a Uniunii Europene. Și acum vine domnul Dragnea și ne explică cât de periculoasă și otrăvitoare este Uniunea Europeană. Normal că nu-l crede nimeni. Normal că toată lumea înțelege că este un om disperat care încearcă să împingă toată România în problemele domniei sale cu justiția și în disperarea sa. Și din această perspectivă, din nou, e important să mergem să votăm, să luăm oameni cu noi la vot și să dăm mesajul că acest lucru trebuie să înceteze. Pronunțarea sentinței în procesul lui Liviu Dragnea pare că va fi dată pe 27 mai, la o zi după alegeri. Atunci va fi dată, da. Ce credeți că se va întâmpla și cum credeți că poate impacta rezultatul alegerilor cumva decizia? Nici pe departe. Eu chiar apreciez decizia instanței de a amâna pronunțarea până pe 27, până după alegeri, tocmai dintr-o dorință matură și înțeleaptă a judecătorilor de a nu influența rezultatul alegerilor. Și nici pe departe în sens invers, pentru că sunt convins domnul Dragnea va primi o decizie corespunzătoare faptelor domniei sale. Crezi că va fi condamnat? Nu știu, o să las instanța să decidă, chiar nu cer să nu mă antepronunț. Și din această perspectivă, dacă ar fi fost într-adevăr o condamnare sau achitare ieri, sau acum câteva zile înainte de alegeri, evident că s-ar fi influențat percepția grămadă de oameni. Instanța, cred, îndrăznesc să mă pun în locul instanței și probabil au gândit foarte pragmatic și corect și civic, spunând, această campanie electorală a pornit cu niște premise, toată lumea știa că domnul Dragnea are un proces în desfășurare, toată lumea știa că va urma o decizie a instanței, hai să nu dăm decizia acum, astfel încât oamenii să voteze în același context în care a început campania. Deci, practic, decizia nu influențează niciun fel campania, pentru că ea vine după exprimarea votului. Și ceea ce era la începutul perioadei respectiv, perioada electorală, este și în momentul votului, adică oamenii știu datele, oamenii știu cine este Liviu Dragnea, știu ce a făcut României, știu că România e acum la marginea Europei, lucrurile sunt foarte clare, dar instanța a decis să nu exprime acum hotărârea, ceea ce mi se pare foarte normal, data de 27 mi se pare înțeleaptă și corectă. Există discuții în alianță referitoare la desemnarea unui candidat pentru prezidențiale? Evident că alianța se numește, cum bine vedeți, Alianța 2020 USR Plus. Obiectivul nostru este acela de a guverna România și de a propune o alternativă credibilă de guvernare în 2020. O alternativă care să și reașeze România pe direcția europeană în care noi credem foarte mult. Vom fi prezenți în toate ciclurile electorale, și la prezidențiale, și la locale, și la naționale. Nu e niciun dubiu asupra acestui lucru. Și sunt convins că rezultatul pe care îl vom obține acum va fi unul foarte bun. Și întrucât este un parteneriat care s-a dovedit de succes, vom merge mai departe într-o colaborare foarte strânsă. Vizați o alianță cu PNL-ul la locale la anul sau la prezidențiale pentru susținerea unui candidat comun? În momentul de față, Alianța USR Plus reprezintă, cumva interesant, în sondajele pe care noi le-am realizat, la întrebarea cu răspuns deschis, adică fără răspuns sugerat, cu ce asociați USR Plus cel mai mult, pe primul loc, la aproape 30%, este cuvântul speranță. În momentul de față, Alianța USR Plus reprezintă speranța pentru România și din această perspectivă vom merge în alegeri în această structură, pentru că Alianța este alcătuită din oameni noi, din oameni care n-au mai făcut politică. Alianța este alcătuită din oameni care ne-am implicat în politică nu pentru că am vrut să ajungem politicieni,
ci pentru că am înțeles că dacă nu ne implicăm, nu avem nicio scăpare. Nu exista vreo șansă pentru România alta decât aceea ca oamenii din, eu îi spun, componenta activă a societății să se implice politic. Cei care le pasă de România trebuie să se implice și invit în USR, invit în Plus, invit în această nouă forță politică care pentru prima dată de la Revoluție nu este o aripă tânără a vreunui vechi partid care și-a schimbat puțin și-a spoit firma și încearcă să prostească din nou cetățenii, ci este la propriu o alternativă pe care societatea românească a generat-o. Și de asta stă foarte încrezători în potențialul și capacitatea USR Plus. Vreau să discutăm un pic și despre condiționarea fondurilor europene de respectarea statului de drept. Cum credeți că ar trebui abordată această problemă? În programul nostru, tocmai am spus, am prevăzut acest mecanism, să spunem MCV european, în care toate statele din Europa să trebuiască să bifeze, da, să folosesc în termeni simpli, să bifeze îndeplinirea unor criterii de independența justiției, respectarea democrației, respectarea statului de drept, toate aceste elemente. Pentru că dacă vom avea un astfel de mecanism și colegii mei viitori europarlamentari vor promova acest mecanism, Uniunea Europeană va putea să aibă instrumente de reacție din timp, astfel încât să nu se ajungă la măsuri radicale de genul tăierii fondurilor, pentru că astfel de măsuri afectează nu doar clasa politică iresponsabilă, cum în momentul de față avem în România, ci afectează și cetățenii în mod nemijlocit. Și atunci abordarea pe care o vedem este aceea de a crea mecanisme de intervenție și de avertizare timpurie, să spun așa, la nivel european, astfel încât eventuala tăiere a fondurilor să fie ultima măsură în situații chiar de derapaj major. Și în felul acesta există, noi considerăm și o posibilitate a cetățenilor și a societății dintr-un stat vizat să înceapă să reacționeze, inclusiv prin alegeri anticipate, înainte ca țara respectivă să sufere o sancțiune drastică cum ar fi tăierea fondurilor. Ați avut discuții referitoare la ralierea la un grup în viitorul Parlament European? Evident, pentru că alegerile sunt foarte aproape și în momentul de față discuțiile pe care le avem din perspectiva USR și și Alianții USR Plus sunt acelea de a participa la noua construcție care va fi creată la nivel european, un grup pro-european de renaștere, Reborn Europe, asta e numele intermediar deocamdată, provizoriu, un grup din care vor face parte foarte probabil An Marș, Ciudadanos din Spania, cea mai mare parte a membrilor ALDE, al vechiului grup european ALDE, și USR și Alianța USR Plus își doresc să participe la această nouă construcție pro-europeană, pentru că, de fapt, la nivel european e o provocare între scenariul mai multă Europa, pe care noi îl susținem, și scenariul unei Europe pe bucățele, extremist, scenariul naționalist, cum vedem în multe state din jurul nostru, care pentru România este de neacceptat. Cu ce mesaj vreți să vă adresați cititorilor noștri? Mesajul nu foarte simplu și l-am transmis în toată țara, în toate întâlnirile pe care le-am avut în diverse orașe ale țării, de la Iași la Timișoara și de la Arad la Constanța. Pe 26 mai avem ocazia să facem ceva ce contează cu adevărat pentru România. De aceea vă cer, luați 3 prieteni, rude, vecini, părinți, cunoscuți, 3 prieteni și mergeți cu ei la vot. Dacă fiecare dintre noi merge cu încă cel puțin 3 oameni la vot, România se sănătoșește. Pe 26 mai există o alternativă care nu este răul mai mic. E o bucată de bine care chiar contează și generează schimbare în România. Și asta este Alianța USR Plus. 26 mai împreună reparăm România.